Recoltează cele mai proaspete oferte de pe G2A. Mai multe detalii în descriere. Bună să fie inima, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de Farming Simulator 17. Oameni buni, nu știu ce am astăzi, nu sunt complet în apele mele și am nevoie cumva de un pic de relaxare. Relaxare de la jocuri, dacă vă vine să credeți. Da, nu știu, probabil datorită faptului că trebuie să mă apuc în arc de construcție și nu am chef. În Minecraft aș zice, dar în arc nu am chef pentru simplu fapt că trebuie să strâng atâtea și atâtea resurse. Anyway, acestea fiind zise, stai așa că nu vreau să mă bag acolo lângă remorchița aia. Hai să vedem dacă suntem noi în stare să luăm de aici un pic de diesel. A, da, și vă spuneam că am nevoie de un pic de relaxare, așa că m-am băgat pe Farming Simulator, că aici e... Pot să nu gândesc, nu știu dacă are sens când zic chestia asta, că vreau să nu gândesc. Dude, așa, umple-te, te rog frumos, acolo. Și hai să ne uităm un picuț de tot. Pardonați. Să ne uităm un picuț de tot aici să vedem ce ne zice șmecheria asta. Ok, hai că aveam ceva diesel. Aveam ceva diesel ca lumea. Digestat suntem la 0%. Aici, my friends, avem ceva digestat? Nu avem absolut nimic digestat. Bă, trebuie, vreau să fac o chestie, dar... Pagi... Fiți atenți, până se umple ăla acolo, hai să vedem dacă reușim noi să facem chestia asta. Deci tu îmi spui mie că cumva de aici începe toată șmecheria. Vreau să fac aici în bunkerul ăsta un, nu știu cum să vă explic, un traseu de courseplay, că vine vorba, am uitat să actualizez courseplay-ul. Vreau să fac un traseu de courseplay care să îmi permită să golesc bunkerul ăsta în mod automat, da? Bun, my friend, eu aici presupun că dacă mă duc un picuț mai în spate, mai, opa, și dau un control I. Nu mă lasă să arunc din ăsta în buncăr. Să înțeleg că buncărul acceptă numai și numai pleavă. Ok, bine, ce să mai zic, mai pot să mai zic ceva, nu mai pot să mai zic nimic. S-a umplut măgușterul ăla altul, stați așa, hai că nu știu încă dacă... mai am... Cum pot să verific? Pot să mă duc să mă teleportez un picuț rapid? Ia fiți atenți că ne teleportăm aici un picuț rapid. Vreau să văd câtă materie biologică, că nu pot să zic vegetal, mai avem aici la diesel, pentru că aici vreau să vin 50.000 și 50.000 înseamnă 25%. Ok, nu e bine. Ieși de aici. Deci până la urmă o să ne ducem să vărsăm șmecheria asta aici, așa. Și o să trebuiască să facem noi traseul pentru bunkerul ăla fără să putem testa ca lumea, din păcate. Ah. Varsă aici monșeră, ăsta o să se umple până la 50.000 și o să coboare ușor, ușor, ușor. Prețul nu ne interesează. Știm că e un preț foarte prost din câte mi-am aminte. Nu cred că e la BJ, nu? Ar trebui să fie ăsta, 453. Deci e un preț foarte, foarte prost. Dar nu ne interesează chestia asta în momentul de față. În momentul de față ne interesează altceva. Știi ce? Ia, stai un pic, să dăm puțin înapoi. Să văd dacă mai am bălegar în... Wow, ușurel. Hai cu tata. Bă, a apărut DLC-ul de Big Bad, fraților. Și... Zi, am făcut și eu o cerere la oamenii ăștia de la Giants să vedem dacă mi-l dau. E foarte, foarte șmecher, dacă mai așteptăm un pic să vedem exact ce gânduri au ei. Dar ca idee general, dacă nu mă rezolv, atunci să știți că îl cumpăr. Este 15 euro. într-adevăr, este destul de scump. Destul de scump. Dacă stai să te gândești față de Kundi, el zic care e tot 15 euro, mult, mult mai șmecher. Foarte, foarte tare. Are două tractoare imense, unul de 500 de cai putere și unul de 1000 și ceva de cai putere. Extraordinar de mari și după aia are și niște semănătoare foarte, foarte mari, are niște cultivatoare foarte mari, are un plug imens de 10 metri. E foarte, foarte tare. Da, na, o să trăim și o să vedem, presupun. Deci eu aici o să mai trebuiască să mai vin cu niște bălegari lichid de la vacile și de la porcii mei. Hai cu data. Eu să-mi aduc aminte din când în când să vin să mai gulesc un picuț ca să păstrăm prețul ăla acolo la... Gata. De vânzare aici. Deși am văzut că de fapt nu ne prea interesează prețul ăla, ne interesează mai degrabă să obținem niște digestat din toată chestia asta.
cât mai mult digestat posibil, ca să putem să obținem bodiesel, bodies, oh, blablabla, na, bre, bre, bre. Acu tata, acu tata, n-am mai varsă un picuț acolo. Așa ajungem iară la 50.000 și iarăși ușor, ușor ne oprim. Mătălță, cred că pot să oprești așa în timp ce mă ocup eu aici de dieselul ăsta. Ia să vedem câți litri am obținut. Deci ăsta ne ducem cu el la 22.500. Ok, deci s-a umplut complet. Ne ducem noi fain frumos în partea cealaltă ca să obținem un pic de compost. Așa, și compostul ăsta o să mergem fain frumos cu el. La... Hai să punem așa pe plus control. La serele pe care le avem pe hartă, nici nu mai știu pe unde avem serele pe hartă. Și o să ne facem iarăși un surplus de bănuți. Vă spuneam eu vouă că o să mai fac niște munci pe aici pe acolo. Vedem, vedem cum merge treaba. Sincer, mi-e lene să stau pur și simplu. Deci am ajuns într-un punct foarte, foarte fain, chestia asta cu banii care vin pasiv. Și datorită acestor modalități de a face bani suplimentare, deja mi-e lene să mai fac munci pentru oameni. Că stau ca prostul și fac muncile pentru ei și nu se întâmplă nimic. Ok, avem aici 48.577. Ușor, ușor crește compostul nostru. Bun, my friend, deci pe mătăluță te lăsăm așa. O să am eu nevoie acum, deci vreo 50.000 compost în momentul de față. Hai să... mă, trebuie să aștept aici forever and ever. Ia să vedem, my friend, la cât am ajuns. 40.000, mai bag un pic. Ne mai vine un bănuț. Așa, aici prețul ar trebui să fie rămas la fel. Am uitat cât era inițial. Nu era tot atât? 4.53. Am uitat complet. 600, fiți atenți că uite, avem aici. Unde e ăsta, mă? Manure sales aici. Păi da, dar asta nu-mi produce... Nu-mi produce slurii dintre ăla, nu? Ăsta e un Seedmaster. Da, deci nu am... sunt de acord că obțin un preț mai bun, dar nu am ce vreau eu să obțin de aici. Dar uite că aici avem sere, compost, bălegar, apă. Am înțeles. Care e diferența între compost și bălegar? Abonă. Nu. Și fii atent că avem și un punct de compost. Ești cu capul, pe bune? Nu te cred. Care este semnul pentru compost? Cine știe, cine cunoaște? Nu... Asta ce e, mă? Nu am idee ce e ăla, dar nu cred că e ăla. Lemne, alte prostioare, avem o grămadă de alte moduri. Am instalat la moduri, fraților, nu aveți idee. Nu știu dacă o să apucăm să ni le facem pe toate pe harta asta. Vă spuneam eu că harta asta vreau să cumpăr. Ia mai să vedem, deci 453 a fost, da? Vreau să cumpăr toate terenurile și după aia putem să spunem că am încheiat cu hărtuța asta. 453 s-a păstrat, mă? 601453 s-a păstrat. Ok, bun. Perfect, amundo. Magnificitudinal. Aici la mătăluță, t-ai golit. Oh, perfect, perfect, perfect. Asta înseamnă că pot să vin cu tine, să mă mut cu tine. Așa, bagă-te pe... asta ta, pe banda ta, my friend. Înseamnă că pot să mă duc cu fentul ăsta și să mă plimb peste tot ca să nu stau ca prostul cu... să-mi iau alt tractor, ținând cont de faptul că 63 la oră. Eu zic că merge, este magnific. Pardonați, scuzați, pardonați. Mama lui de semn. Măi, de ce o fi vrut omul ăla, mă, să-l lase așa? Nu pot să înțeleg. Aule, știi ce? Hai să te lăsăm aici, că trebuie să te umplem cu diesel la un moment dat. Așa. Și mai vedem noi după aia. Așa, deci vreau compostul să îl ducem noi acolo. Întrebarea mea este, acum este în felul următor. Avem compost care o să fie în remorca de 50 de tone, în penta. Măcar să o folosim și noi dacă tot am cumpărat-o, corect, corect. Mai am nevoie însă de alte două, o cisternă. Așa, și pe lângă cisternă mai am nevoie de... încă o remorcă pentru bălegar. Cum facem? întrebare. Tu aici ai ceva de legat în spate. Ok, nu pare să fii legată de nimic acolo. Ce... fiți atenți. Ce
Astea mai avem noi, hai să facem așa ca să pot să mă uit bine. Și alte cisterne mai avem. O avem pe asta pe care am putea umple cu apă. Corect. Asta e numai pentru lapte. Stai, fii atent, hai să facem altcumva, să ne uităm așa ca să și vedem exact ce putem face cu ele, da? What? Unde e asta, frate? E aia pe care o avem la făcuțe? Ok, deci asta numai pentru lapte, corect, corect. Asta numai pentru diesel, corect. Asta o încape orice. Ok, bun. Așa, și avem ăsta pe care l-am putea pune... Hai să ne uităm un pic la el. Hai să ne uităm un pic la el și să vedem, deci... Asta e așa. Mai varsă de aici, bine că m-am uitat. Așa, tu ești aici cu laptele. A, da, tu ai altă treabă aici. Ok, hai să ne teleportăm 2 secunde la porci ca să pot să mă uit. Unde e, mă? Ca să mă pot uita aici la remorca asta să vedem dacă am posibilitatea să leg ceva în spatele ei. Sincer, nu cred. Mi se pare vouă că se poate lega ceva pe aici? Nu-mi pare. Bun, păi și atunci ce facem, my friend? O luăm pe asta? Uite, asta se poate lega ceva în spatele ei. Bă, știi ce, mă? Hai mă să o luăm pe asta. Pana. Acum, întrebarea mea este în felul următor. Am oarecum posibilitatea să leg în spatele aștia? Nu. Așa, maxim. Fă-te așa, fă-te așa. Bun. Și hai să vedem dacă putem să legăm de tine rezervorul ăla de 100.000 de litri. Mamă, ar fi perfect. Ar fi ideal. Hai să ne aliniem. Ușurel. Mai trebuie mai ușurel de atâta? Băi, sincer, nu cred că merge, dar... Hai. Merită să încercăm, ei? Oh my god! Deci tu poți să crezi că merge! Stai că nu mai știu... Așa, mai în larg ca să putem să luăm curbe și alte chestii. Oh my god, nu pot să cred că merge! Dude! V-ați fi gândit în pana mea? Dacă în mod normal nu e pentru așa ceva. Gata, șef. Gata. Iată, vine și voi ce? Vine, umple cu belegar. Mamă, ce-am rezolvat aici cu capul. Bun, deci pe măteluță te-am rezolvat. Așa, și hai să vedem frumoșelul ăsta să îl umplem noi cu compost. De în partea cealaltă. Frumos. Penta. Ok, și... Să sperăm că e suficient. În partea asta aici parcă erau 5 sere. Parcă din câte mi-am aminte, nu? Parcă așa ziceai. Aici la Organics. Ia să vedem. Vizităm. Sunt 2 pe partea asta și 3 pe partea asta. Deci 5 pe total. Ok. Perfect. Iar te-ai prima. Frumușel. Așa. Mi-e ciudă un picus că trebuie să mă aprim atâta, dar e Farming Simulator la urma urmei. Ce mai faceți? Ce mai ziceți cu gagicile? Cum stați? Măi, nu știu ce am... Din când în când am o perioadă dintre asta foarte păcătoasă așa, foarte... Mă supără viața în general. Și nu... Bine, îmi trec până la urmă, îmi trece și devin din nou cel vesel și hyper și cum mai vreți voi să ziceți, 50.000, perfect. Bun, că te lăsăm pe mătăluță aici. Nu, tu ai treabă într-adevăr, dar nu cu tine am eu treabă în momentul de față. Bun, hai să vedem ușurel, dacă putem să scoatem pe gușerul ăsta de aici, fără să rupem vreun ax. Au, mă doare sufletul numai când mă uit. Așa, domnule, acum întrebarea mea este în felul următor. Apă. De unde luăm apă, my friend? Deci de la asta vreo 9.000 de litri de bălegar la fiecare din serele alea. Vedem restul. Apă, teoretic vorbind, dar aș putea sau ar trebui să pot lua de aici.
Ca să fie mai aproape, dar sincer nu știu cum o să ne meargă treaba cu datul înapoi. Că sunt două remorci. Fii atent cum facem. Hai să facem ușor. O să-mi blestim zilele un picuț, dar asta este. Așa, pac, 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 ușurel, 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 ușurel. Ok, te lăsăm pe mătăluță aici. Dăm un pic cu spatele. Îl luăm pe frumosul ăsta. Perfect. Eu îmi țin minte că am mai luat noi de aici. Sper să îmi aduc aminte bine. Ușurel, ușurel, ușurel. Hai să vedem aici dacă ne apare un R. Este, mă. Ne umplem cu apă din râu. Să sperăm că nu scade nivelul râului. Bun, mătăluțe, aici trebuie să dăm un picuț înapoi. Mamă, ce negru e, frate. Ce e asta, frate? Eu nu știu ce e la compost, ești nebun. Nu am idee ce înseamnă. Cum, care-i șpilul? Ce se întâmplă? Doctore. Vine ceva din dreapta? No. Cam târziu ne-am dat și noi seama să vedem dacă vine ceva din dreapta, da. Hai să punem astea, să avertizăm traficul, cum că este gabarit depășit. Așa. Și să vedem acolo dacă s-a umplut rezervorul de apă până ajungem noi. Pom, 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 pom. Un gel pentru ăsta, nu zic, nu. Îmi place. În noul DLC de la Big Bad există o remorcă de 70 de tone, dar e de fapt un... cum îi zicem, un manure spreader. Din ăla de împrăștie bălegar pe câmp. Știți? Deci nu e o remorcă pe care să o folosești la orice. Ceea ce mă, e ciudă, mi-e atât de ciudă. Cred că putem să oprim ăsta, putem așa. Hai să vedem aici. Mamă, lumei. Până la 100 de mii mai e. Ok, cred că e suficient. Cred că 10.000 de litri per. Asta e suficient. Așa. Hai, ușurel, ușurel. Mamă, ești nebun, ce încet trage. Pop, 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 pop. Hai să te băgăm așa. Perfect. Ușurel, ușurel. Să vedem dacă ne merge treaba cu Follow Me după asta. Perfect, amundo. Așa, ușor, ușor. Mai, mai, mai. Mai încă un pic. Perfect. Și acum adu-mi aminte, sus. Sus, jos. Mi-e ciudă că nu rămâne ăla. Ești ok? Să sperăm că este ok. Bun, și mă trebuie să mai frân ușurel de tot. Dacă poți, un pic mai pe partea stângă. Hai să vedem. Ne urmărește? Unde alta, dar nu vreau să se agațe gușterul ăla acolo. Mamă, ne ține podul, mă? Băiești cu capul. Vedeți voi că nu mai pornește asta din... Stai că vreau să-i fac o poză, dar nu știu cum. Dude! Nu știu ceva de genul ăsta. Hai să mergem mai departe. Ești ok? Mergi, mergi, mergi. Reușește mai? O, 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 stop, stop, stop. Nu mai poate. Ok. Ce s-a întâmplat aici? Ești cu capul. Ok, hai să vedem dacă reușim ușurel, ușurel. Oh my god, oh my god. Acum, hai, hai, hai. Hai, hai, hai. Hai. Trage-l, trage-l așa, hai. Lumei! Hai mă, trage-mă, trage-mă! Trage-mă, știu că poți! Ești cu capul că nu știe. Haide! Na, că s-a bulgat complet. E o roată băgată ceva iurea? Hai mă! Hai mă, hai că merge, hai că merge, trage! Da, deci nu mai venim pe aici. Uite, bă, nene, ești cu capul. Bă, trage, dar foarte, foarte ușor. Hai, hai, hai. I love you long time. Hai.
Așa, 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 încă un pic. Lume! Tât! Frumos, bun. Hai să mergem. La vale ar trebui să fie mai ușor, nu? Sper. N-ai, ești nebun? Cine m-a pus să mă pe mine, mă, să vin aici cu ăsta, mă? Tot ăla din spate e cu probleme? Asta e că trebuie să... Nu știam de ce nu... Trage, mă, omul lui Dumnezeu. N-ai, ești nebun că nu trage deloc. De ce nu vrea, mă? Nici înapoi nu știi, ești cu capul. Uitați că trebuie să ne luăm avânt. Ăla-i, mă! Ăla-i, mă! Ha, ha, bitches! Așa. Nu! Nu! Toate-l dă pe auto. Ce-a făcut, mă, m-a ridicat? Yo, ești cu capul! Prin screen. Stai așa că e la dubios. Oh, Jesus, du-te în puii mei de guștel. Ok, cred că pe să o strâmească noi să-l lăsăm acolo. Dude, hai să-l lăsăm aici ca să ne facem noi treaba. Temporar. Hai să mă să-l împing pe guștel, că nu n-am șanse. Cum te fac, frate? Ce ai pățit aici, my friend? Hai. Hai. Bine, dă-te înapoi. Așa, perfect. Perfect. Minun cu mamă, de ce? Cât de greu e la 50.000 de litri. Ești de 50 de tone în plus, ești cu capul. 52 de tone. Vai de capul meu. Da, deci nu mai venim pe aici. Pe pasarele, cel puțin cu... Întreg trenul ăsta nu mai venim. Ok, hai să mergem un picuț mai în față. Și acum să luăm pe nenea ăsta. Ușurel, ușurel, ușurel. Dacă ar fi fost terenul super, super drept, probabil că ar fi mers toată treaba, nu zic nu. Hai, mă. Hai cu tata. Un pic. Ăla-i, mă. Control F. Și let's go, my friend. Să sperăm că știe să... Ia, hai să vedem. Băi, e four-wheel drive activat. Toate diferențialele sunt active. Pui mei, ar trebui să meargă. Ar trebui. Cum e, cum e? Poate că ar fi trebuit să-l pun pe ăsta în spate și să merg eu cu camionul. Just saying, nu știu. Că văd că e grele, e complicate. Așa. În larg. După aia ne oprim aici în curtea asta. Ceva de genul ăsta. Hai să-l vedem. Te descurci, mă? Deci eu nu umblu cu nimic la el, da? Hai să vedem. E în stare. În larg, bravo. Încă o dată în larg, bravo. Perfect, perfect. Frumos, 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 frumos. Ok, bun. Oprește-l. Trebuie să mergem cu mătăluță să vedem la fiecare. Deci am zis că câte 5 tone la fiecare 10.000 de litri la fiecare ar trebui să fie. Excelent, cel mai dulce moment. Întrebare, putem să facem ceva genul ăsta? Sau trebuie neapărat să mă bag cu spa? Hai să vedem cum arată. Prea mult, ok. Hai să vedem ce înseamnă 10.000 la gușterul ăsta. 25%. Ești cu capul în puii mei. Ok, bine, las. Așa, ușurel, 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 ușurel. Asta e la cunopii, da? Hai, hai, hai. Nu vrea, mă? Nu vrea, mă, gușterul. Da, nu vrea, trebuie să mă duc neapărat în larg. Se agață? Ah! A vrut acolo! Lasă-mă că te iau așa, te iau așa, guștri. Nu vrei decât așa, așa să fie.
Bun, până la 30.000. Gata, ți ajunge și la mătăluță. Pam 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 pam. Param param pam pam pam. Și am și în sfârșit o să avem o producție și de la serele astea. Până la 20.000 la tine. Oh, prea mult, prea mult. Ușurel next. Aici la mușcă de puțin, cât de puțin e acolo grămășoara aia. 10.000 de litri. Uitați-vă și voi cât de puțin înseamnă pentru ei. Perfect. Și la tine. Ok, next one. Ok, și la mătăluță golim complet și absolut tot, 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 tot. Bag acolo. Perfect. Bun, hai să vedem acum cum reușim cu apa și cu celelalte. Ok, hai să te oprim aici. Mulțumesc. Bun, deci în primul rând hai să pornim ăsta, în al doilea rând vărsăm apa, o lăsăm acolo. Hai să vedem, deci la tine am zis că vreo 9.000 de fiecare, da? Asta înseamnă cât până la 36.000 prima rundă. Mă, să stau la fel și cu ăsta, e chin. Prea mult? Bă, legarul e la fel, mă, da, cred că tot la fel, 25%. Adică vrea... Asta când înseamnă? Că vrea 40.000 de litri de bălegar, 40.000 de litri de compost, 40.000 de litri... Op, op, op. Așa, 36 cu 9, cât vine, mă, că nu vine? 27, prea mult, e ok, e în regulă, așa, nu mai știam să calculez. Așa, tup, 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 tup. După aia avem un 18, până la 18 trebuie să ne oprim aici. Hai cu tata, hai cu tata. Hai să vedem. Prea mult, e ok, în regulă. Suficient. Maxim, maxim. Maximum efort. E mă, nenicule, mă, să facem și noi un bănuț, bă, de aici și a, bă. Stai, stai că deja nu mai știam ce să fac. De, mă dusesem cu gândul în altă parte, mă gândeam că să fie, deci fii atent după asta. Trebuie să mergem cu niște paie și cu niște bălegar lichid să mai obținem niște manure. Avem treabă, avem multă treabă. Da, până în alta rezolvăm aceea partea asta. Ok. Una la mână. Așa, fii atent, oprește-te tu, că am chef să mă duc cu tractorul ăsta, că mi se pare mai ok. Așa. Hai să vedem, my friend, deci tot așa câte 10.000 de litri la fiecare. Parcă văd că nu merge, parcă văd că nu merge să blestem zilele. Atât mi-ar trebui. Ăsta ce-i, mă, danger do not, nu știu ce. Mamă, nu vrei tu să... Nu vrea mama lui de gușter. Oh, brea, brea, brea. O, tot, tot. What? Vă zureți că merge la un moment dat? Uite, 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 uite. Ce, cum? Cum vine asta? De unde vine asta? Tipping point acolo. Ia, mă. Let us start. Ne varsă, mă? Ne simte, mă, ceva? Se vede ceva pe undeva? Opa, aia, bre, bre, bre. Ia, mă. Avem și apă? Avem și apă. 4400. Ok, ok, deci avem și apă, dar e cu R. E dubios că e cu R. Mamă, ce încet se golește aici cu capul. Ok, gata, șef. Așa, și acum ar trebui să avem de toate, da? A, uite! Bravo, tati. Bravo, bravo, bravo.
Eu stau acum ușurel în timp. Obținem bănuți de alea. Sunt foarte, foarte... Aș da un pic timp pe înainte, dar am alte treburi de făcut. Până la 30 de mii la măteluță. Așa. Cât ajunge? Că n-am răbdare după tine, este vorbește atâta. Am avut răbdare până acum, dar acum dintr-o dată nu mai am răbdare. Așa la tine. Ar trebui să punem o... Ca să nu mai stau cat în pitul, să mă duc până acolo în... zi, în balta aia să iau apă, ar trebui să punem o pompă aici. Avem posibilitatea să cumpărăm noi o pompă? Avem un tur de apă, dar asta ne costă bani. Așa, tot felul de alte chestii. Da, n-avem pompă. Se ajunge? Aici la mătăluță. Wow. Bun. Așa, și pe aia le lăsăm aici, că le mut eu altă dată. Am eu alte treburi de făcut până un alta. Hai și tu până pe la 11.000, așa că... Gata, ți ajunge. Și hai și la ultimul și îl lăsăm să își facă treaba aici. Sunt foarte curios să văd cum arată paleții de la serele astea. Gata, tati. Bun. Nu, stai. Așa. Ok. Deci noi în momentul de față avem 3 paleți de scânduri pe care vrem să îi ducem în partea cealaltă și tocmai am observat că aici aproape s-au umplut. Oh my god, stai așa. Nu mai are combustibil. Are foarte mult ulcip, 77%. Deci combustibil, trebuie să mutăm de colo-colo. Gata, șeful, gata. Rezolvăm imediat, stai așa. Pornește-mi și mie motorul tău frumos. Ok, pe mătăluță poți să te pun aici un pic. Imediat oprește asta, F1-ule. Ia-mi și mie asta de aici, te rog. Hai mai. Nu! Așa, brav. Așa, și hai să golim de aici romegușul, că... Bravo. Sus, Maxim! Bravo. Așa. Ce-mi place chestia asta. E o chestie micuță pe care o fac din când în când și așa e satisfăcător. A umplut. Nu trebuie să fac foarte mult. Din 3-4 asta se golește de fiecare dată, deci... E muncă plăcută, aș putea spune. Așa. Mai trebuie să mai trecem și pe la celelalte fabricuțe ale noastre, dar las că nu mor ele, care sunt făcute să fie mai industriale. Încapă mai mult în ele. Dar sunt curios dacă aș putea să modific aici un XML ceva pe undeva la fabricuța asta. Să o aducem să nu se umple atât de repede rumegușul ăsta. Adică să încapă mai mult rumegușul acolo. Nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Dacă are sens ce zic de fapt. Ok. Lăsăm pe mântăluță aici. Hai să vedem. 10.000 de litri de rumeguș. Încape sau nu încape? Trebuie să fac ordine în curtea asta la un moment dat, să încă nu a venit vremea. Ușor. Ești cu capul! Ok. Bine, mă. Hai să mai golim un picuț aici. Că n-are rost să-l ținem. Așa. Bravo. Și să ne ușim noi remorchița noastră la locul ei. Așa, vin la tata, vin la toto. Am spunea cineva la un moment dat, acum ceva vreme, în comentarii, cum că există un tractor făcut special, mă rog, un mod cu un tractor pentru forestry. L-am instalat
Dacă ne uităm noi aici, o să-l vedem la... Unde sunt masa de echipament silvic? Uite-l. Vă spuneam eu de el, prototip 2, nu știu ce, vrăjel. Nu poți să modifici foarte multe chestii la el, dar este pe șenile în primul rând. Culoarea principală pot să o pun cu verde, nu mă deranjează foarte. Tu ești încă cu... Stai așa, work position. Cred că așa e, oare? Nu știu. Vom vede. Se mișcă, mă, paleții ăștia sau sunt dubioși prinși acolo? Mă rog, hai că vedem noi imediat. Nu cred că se... A, nu cred că trebuie să dau unload. Vedem imediat, nu e absolut niciun fel de problemă. Da, și problema mea cu respectivul tractor este că pornește prea rapid de pe loc. Deci, parcă nu se simte că trage nimic după el. Într-un fel e bine. Da, dar pe de altă parte e puțin dubios, aș putea spune. Dude, întrebarea mea acum este în felul următor. Dacă zic unload... Aha, da, corect, că e unul într altul băgat. Corect. Păi atunci fii atent, bagă-te pe work position. Ok, oprește work position. Unload center. Așa, corect. Și hai să ne aliniem. Hai să ne aliniem un pic mai bine. Așa, frumos. Și să vedem dacă suntem noi în stare să dăm un unload, da? Y. Atât, mă! Frumos. Deci, per total, 4 astfel de paleți de scânduri și ne-au rezolvat aici toată treaba. Bun, și mătăluță, ar trebui să îmi zici mie în felul următor, că ai nevoie de lapte și ai nevoie de miere. Ceea ce o să rezolvăm noi imediat. Să aducem asta înapoi în curtea de lemne. Cu ocazia asta îl și zi. Îl și parcăm undeva mai frumos, sper eu. Hai să vedem dacă ne iese treaba. Ducem și lăpticul. Ușurel, frumușel. Așa se face treaba. Mă, sunt foarte, foarte curios să văd paleția aia de fructe, cum arată. întrebare, pe tine aș putea cumva să te pun tu ăsta roșu, remorchița asta roșie, să te pun mai aproape de gard? Are sens să te pun mai aproape de gard? Ia să vedem, mai aproape. Ușor, maxim. Așa. Ești lipit aproape de la acolo? Perfect, cred că este suficient. Ok, my friend, eu aici mai am vreo treabă? Nu știu dacă mai am vreo treabă cu tine, așa că te reparăm. Și hai să ducem lăpticul. S-a mai făcut, mă, stupii ăștia. Noi am trecut peste noapte. Mai în ideea ca să se facă paleția de acolo și stupii. O să vedem imediat. Mai întâi duc lăpticul ca să scap de el și pe aia vedem. Știi ce? Ia du-te tu la curte sere, pentru că acolo o să fie curtea de sere în cele din urmă. Știi să te duci? Bravo! Bun, dragilor, hai să vindem niște chestii până ajunge la curtea de sere. Vreau să vând tractorașul ăsta universalul și camioneta asta noastră, pentru că nu prea le folosim și pentru că vreau să păstrez pentru albinuțe lignerul ăla nostru, sau cum Dumnezeului se cheamă. Vinde, ok. Dacă trebuie să mă dau un așa. M-a vândut-o. Vinde, ok. Și vindem și remorchița. Vinde, ok, la revedere, drum bun. Bun. Așa, pe mătăluță te am aici. Știi ce? Hai, mă, să luăm și bucățelele astea. 16. Nu stric. Pana mea. Bagă-le acolo. Nici nu le mai aliniez, le pun direct bretelele și aia a fost tot. Nu mai stă nimeni să vă alinieze, my friend. Ia-mă la el tupeu. Bă, e ceva cu remorchița asta, cu platforma asta. Mă irită. Așa, pac.
Fac. Și hai mai vrem să te trimitem pe mătăluță acasă. Hai să pornim aici asta. Acasă intrare oi, da? Perfect. Îmi place, bagă mare, du-te. Frumos, frumos, frumos. Așa, hai să te vedem pe mătăluță aici dacă reușim noi să umplem lăpticul ăsta. Deci eu zic... Da, să vedeți că o să fie super dubios de umplut cu lapte aici, parcă văd. Primul rând, parcă văd că nu mi-apare... Ia să vedem. Unload milk. Ok, deci mi-apare deja ăla, dar ne ducem un pic. Cred că aici sus e. Ce am făcut, mă? Am lovit clădirea. Așa, ia, fiți atenți. Atât! Bun, deci am rezolvat și asta cu lăpticul. Așa, hai să vedem oițele noastre cum se comportă. Aici acum stăm cu paleții pentru oițe. Bă, eu sper că aveți apoi de toate cele. Ia să vedem câți paleți avem. Avem deja 3, dar mai e bun și bine până ajungem să ne jucăm cu toată lumea. Hai să vedem câtă miere am obținut. 500. Ok, deci ăsta e maxim. 490 aproape. 311 mai e. 311. Tuciuciu, tuciuciu. 311. Asta să mă gândesc dacă ar fi cazul să le luăm pe toate. Cred că n-ar strica. Și să ducem acolo la nostru. My friends, te-ai golit aici? Oh, perfect. Perfect, perfect, perfect. Bun, hai să te trimitem și pe mătăluță. Dar fii atent, nu te trimitem la casă intrare. Oi, te trimitem la... Stai să vedem dacă merge treaba. La descarcă... Vaci acasă, asta. Știm asta, te duci? Ia să vedem dacă urmărește. Ah, perfect, ok. E să urmărească cât de cât. Hai să vedem lignerul nostru dacă se descurcă. Ușurel, ușurel. Nu știu dacă v-am zis treaba asta, dar am făcut traseele astea off-camera. Am zis că nu le-am mai făcut în trecut de câteva ori și n-are rost să vă plictisesc. Plus că știm cu toții că e un pic mai dubios să stai să le faci. Trebuie să conectezi puncte, după aia cum sunt eu foarte păcătos cu punctele alea, bineînțeles că nu-mi convine și stai și șterge și fă la loc. Una la mână și doi la mână am observat ca să meargă treaba super, super bine. Trebuie să repornești de câteva ori salvarea. Că nu vrea. Nu vrea. Nu e suficient de deștept când îi dai să recalculeze ruta, să-și facă un refresh cumva ca lumea. Și pe aia te trezești că te duci aiurea la puncte, o ia pe arătură, dar după ce dai un restart la joc merge. Deci numai ca să fac întreaga ruta trebuie să restartezi de câteva ori jocul, ceea ce mă rog nu ne încântă foarte tare, dar... Asta este ce poți să-i faci. Bun, dragule, întrebarea mea este în felul următor, my friend. Tu aici o să te oprești, corect? Îmi dai mie... Da, îmi dă mie. Poți să controlez eu. Hai să te vedem. Dacă reușim să mai aruncăm noi pe aici... Câțiva stopi. Primul și în primul rând vreau să mă duc la... Hai să ne ducem așa din... Așa, că-mi place priveliștea asta. Ușor, ușor, ușor. Ușor, ușor, ușor. Ok, hai să ne dăm jos. Bun. Pot să iau câte unul pe rând ca să nu desfac toată șmecheria. E, hai, hai. Așa, un stup la mătăluță. Pe ăsta pot să-l iau? Nu, nu încă. Așa, dăm și mie încă unul să fie. Bravo. Hai să ducem și la următorul. Am văzut că pot să bag așa prin față. Woo! Stai, stai. Cumva dacă l-apropii suficient de mult pe aici. Nu? Aha! Să iau. Cavilele cu proști. Ok, mai ducem unul. N-am aici nebun. Hai, my friend, hai, hai. Bravo, perfect, perfect, perfect. Și mătăluță, în momentul de față, ai 75, care înseamnă 47%. Ok, nu e cine știe ce. Hai să mai aruncăm câte unul și pe aici. L-aș lua la asta prima dată, deci ăsta e 28. Mai vreau unul liber? Tu. Hai să te duc prin față pe aici, că nu te mai bag pe acolo, că îmi bag piciorul dacă trebuie să stau de fiecare dată să bag. Bravo! Ce mamuță că dispare prin față. 62, ok, ok, ok.
Hai să mergem un picuț la restul. Mătăluță cred că ar mai merge aici, hai să vedem. Cât ai? 33. Hai că-ți merge. Pe care putem să deschidem. Arara. Perfect. Și am ajuns la 73. Magnifico. Bun, hai să întoarcem. Mai în față puțin că... Mai? Cred că e ok. Ok, 33. Bun. Dă-mi-le pe ăsta. Atinge peretele. Așa, perfect. Dă-mi-l și pe ăsta. Nu. Bun, perfect. 66. Ok. Mătăluță, ești plin? Nu, 31. Ăsta ar trebui să aibă foarte, foarte multe. 137. Ho, 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 ho. Ok, hai să mergem un picuț mai în față și cred că aruncăm tot ce a mai rămas la tine, my friend. Hai să vedem. Desul asta. Am sfire. Nu știam de ce ăla n-are nimic. Pentru că tocmai ce l-am pus de-aia n-are nimic. Ok. Bă, și pe ăsta. Băi, am pierdut unul mic pe drum. Am pierdut unul mic pe drum. Tu ai ajuns? Wow! What the fuck? Ce s-a întâmplat, my friend? M-ai ajuns așa? Da, când am șters am uitat de... Fuck, acum realizez. Păi și... Ok. Lăsa și un pic. Și pe aici nu se conectează? Uite, aici ar trebui să fac o conexiune între astea. Aha, am înțeles. Gata, gata, șef. Da, am uitat. Asta este. Mai uită și omul ce se face acum. Bun. Mătăluțe, aici te umplem cu lăptic. Și o să stai pentru runda următoare. Așa, bag acolo. Bun, din punctul meu de vedere, tu poți să stai reparat aici fără niciun fel de stres. Nu mai am nevoie de tine. Așa, și hai să vedem la mătăluța aici. Închidem astea momentan. Așa, du-te din... Stai să resetăm privirea. Du-te de afară. Păi așa. Bun, cum facem? Hai să o gândim. Fiți atenți ce propun aici. Hai să o luăm în larg. Așa, tu aici, my friend, vreau să ai work position. Pentru paleți, da, pentru paleți. Work position. Bun, și hai să vedem dacă se prinde ceva. Perfect. Next. Bă, să sperăm că încap toate. Aici, cu câte unul. Bravo, mă. Frumos. Bă, intră? Mai avem 4. Nu știu dacă intră. O să vedem imediat dacă intră. Ia un larg. Ok, l-a luat și pe ăla, bun. L-a luat și pe ăla, perfect. Bam. Mai încape, mă? Mai încape unul, fii atent, gata. Ha-ha! Bun. X. Cred că unload-ul... Ok, le pune frumos, cuplăm curelele și putem să mergem. Gata, tati! Avem la 8, tot, ușurel. Bineînțeles că am luat-o prea iurea. Hai cu tata, ai mai în larg un pic. Că știm că tractorașul ăsta e cu probleme. E ciudat de... Se simte cumva ciudat de... mor când mă da așa peste cap. Se simte cumva ciudat de controlat, dar nu are el atât de mari probleme. L-am făcut galben să fie ca o albinuță. Așa, my friend. Să-l punem să se ducă singur acolo. Vreau la o curte lemne. Nu. Curte sere. Așa, bagă mare. Ok.
Până una alta, noi ce mai avem de făcut? Hai să ne mai uităm prin curte. Și aș vrea să facem un pic de curat, dar Melene, momentan. Lasă așa că stai bine. Tu, aici, ar fi bine să ne ocupăm de tine, my friend. Hai să facem un traseu rapid, să vedem dacă suntem în stare. Hai să vedem dacă suntem în stare să-i facem un traseu repejor. Știi ce? Nu. Hai să las asta aici. Lasă remorchița aici, că vreau să calculez cu GPS-ul. Să văd cam ce lățime de lucru ar trebui să fie aici. Ia să vedem. Mai un pic. 18 metri e suficient? Încerc, cred că e un pic cam mare. Cam așa, 17,7. Fuck. Aș vrea să-l pun să fac automat, dar nu cred că o să-mi iasă. Hai să luăm așa de mână, că n-am șanse. Iarba asta o să mai crească o dată, prevăd, presimt. Bun, pune-l așa. Trebuie să luăm ușurel, ușurel. Zim, te rog frumos, că merge un H. Nu, bineînțeles că nu merge un H. Vede ce schimbă un alta, disable realistic, nu știu ce, nu merge H. Din păcate, nu merge H. Așa, ce fac, mă? N-am idee ce fac alea. Dar ne crește iarba asta la loc. Întrebare întrebătoare, apropo de iarba asta. Mă interesează de fertilizat. Ar mai merge o rundă de fertilizare aici, este. Cred că am dat deja o rundă. Dar după ce crește maxim, mai dăm o rundă de fertilizare. După ce crește la maxim, mai băgăm o rundă aici, că nu se supără nimeni. Ok, eu propun în felul următor. Cu iarba asta, prima rundă. Bravo. Să o băgăm la bunkerul nostru de nutreț însilozat, că nu mai venea acum. Nu-mi venea, dacă nu-mi venea, nu-mi venea. Ok, și mă tot în momentul în care te umpli, o să te ridici în mod automat și eu pot să mă duc mai departe să văd de treabă. Perfect! Perfect, perfect, perfect. Cum aș putea eu, mă, să fac un traseu cu horseplay-ul? Nu știu, chiar nu știu cum aș putea să fac un traseu cu horseplay-ul de la tine. Pentru că vrem să folosim prostia aia de, cum se cheamă, windrower sau cum, chestia aia care ne adună toată iarba într-un punct, pe o linie, da? Aia din Cool DLC, pentru că mi se pare foarte, foarte faină. Numai că frumusețea aia e un pic dubioasă, deoarece ți-l aduce, mă rog, dacă folosești lucrătura automat, ți-l dă în dreapta și după aia vine și pe partea cealaltă și ți-l dă iarăși în dreapta. Deci nu știu cum ar trebui să... O să ne mai jucăm, o să ne mai jucăm cu treaba aia. Momentan, până ajunge la cu albinuțele acolo. Luăm un pic de iarbă și o băgăm la procesat aici. Eu fac făcuțele noastre, produc... Mamă, deci avem atâta lapte, fraților. Avem atâta lapte. Oh my God. M-a fi țitit. Brea, brea. Și până te gulești mătruța acolo, vreau să mă uit aici să văd... N-avem deloc silage aici. What? Ia să vedem, a ajuns gușterul? A ajuns! A ajuns gușterul, este! Ha-ha! Bun, my friend, întrebare întrebătoare. Mătăluța acum. Trebuie eu să bag astea la tine acolo sau pot să... A, nu mi zice că trebuie să le bag. Nu vreau să le bag. Nu vreau să le bag de mână. Ok, workstation, work position, nu. Vreau unload. Pe care parte e unload-ul? Ia, hai să vedem work position. Vede cineva unload, mă? Mă jur că nu văd. Ok, și dacă dau din nou... Aha! Aha, aha, aha. Unload center, bă. Bă, 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 bă. Asta să vedem dacă reușim să facem ceva pe aici, că sincer nu cred că o să ne meargă. Hai ușor, 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 hai cu tata, ușor. Ușor, ușor, ușor. Opa, așa, opa, așa, opa, așa.
Cred că e suficient. Așa, și dă-i unload, bagă. Bun, bravo. Hai, băga-mi și piciorul că trebuie să le bag și nu vreau să le bag. Ia, mai să vedem. Poți să le împing? Oare? Nu cred că se deschide ușa aia. Ba da. Hai să vedem. Merg, mă, împinse. Mamă, ca la gușteri, mă jur. Bum! Hai, mă, mâncați-ai. Așa, hai. Prima rundă. Așa, dă-te un pic așa. Mă, normal, ca să fie realist, da, știu, ar trebui cu o furcă, da, uimi, cine stă după furci. Așa, te băgă și tu acolo, nu cred că era necesar să te băgi acolo. Așa, o frumușel, deci 5x3, 30 ar trebui, nu? 6x3, pardon. 6x5, cuvinte, românește. 30. Calculul mi-a ieșit bine, da. Chestiile de pe parcurs au fost mai complicat. Ok, să vedem dacă e... Mamă, fii atent, se umple prea repede, ești cu capul. 1500, deci 3 paleți și un pic. Ok. Amă, că îi dăm de cap, ești cu capul. Reușim. O să trebuie, dacă ne merge treaba atât de rapid, bine, să vedem și cum procesează fabricuța asta, mierea. Dar dacă merge super, super rapid, o să trebuiască să mai facem încă o fabricuță de miere și lapte. Ceea ce e fun. Nu zic nu. Nu sunt împotriva acestui aspect. Așa. Mama e de ușă care se deschide și se închide de fiecare dată. Hai. Frumos. Adio. 2193 de litri de miere. Așa. A început deja să proceseze. Deci, ești... Și unde e? Unde? Trebuie pe țeavă? Pe țeavă este, nu mi-apare nimic fizic, nu? Foarte, foarte... Deci deja a început să proceseze, sunteți cu capul foarte, foarte tare. Bun, dragii mei, cam atâta pentru episodul de astăzi. Am făcut o grămadă. Așa, am făcut rost de compost pentru serele noastre magnifice. Ne-am dus, am avut 5 sere acolo la... Sunt curios, mai avem și pe în altă parte sere, mă? Deci avem aici organics astea, corect. Ia să vedem aici. Mânzare de digestat. Aici avem ceva sere? Mă, nu pare să fie. Pe unde mai avem noi sere? Ba, nu, astea sunt buncărele. Aveam, știți unde aveam? Unde Dumnezeului, mă? Bine, mai avem sera aia de aici, din curte, sunt de acord. Pe aici nu avem absolut niciun fel de seră. Noi suntem acolo. Mai aveam undeva, mă, și a... Cred că ai... Ba nu, aici mai aveam, dar l-a scos Stevie. Ok, deci numai alea 5. Cred că numai serele alea 5 mai sunt. Da, aveam aici și le-a scos nenea asta, din curtea asta, și le-a pus în poartă cealaltă acolo. Dar e ok, e în regulă, eu nu mă supăr absolut deloc. Diner. Așa, hai să ne uităm un picuț de tot la, înainte să închidem, la prețul lăpticului și după aia e ok. Milk sales 1000. Mai vinde pe undeva? Nu. Și hai să vedem în momentul de față la lăptic. Ce înseamnă 1000? 1084 parcă era. Low min current 1000. Cred că mai degrabă după preț decât după nume până îl găsesc. Nu e nici așa. Ok, atunci ne punem cu degetul pe ecran. 1084, e slăbuț, e fix, dacă ne uităm pe ultima coloană, e fix deasupra minus 11 cu roșu. Slăbuț. Și noi avem lăptic. Cât lăptic avem? Trebuie să ne uităm la văcuțe, că văd că nu mi-arată așa. 126.000 de litri de lapte. E ceva. Dacă ați rămas cu noi până acum, un mic like. Aici trebuie să ne apucăm. Un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, București! Bună seara, România! Pe data viitoare!